Bună, dragii mei! Astăzi revin cu acest advent calendar care vi l-am prezentat în video anterior. Dacă nu l-ați văzut, o să las linkul în descriere pentru cei care doresc să îl vadă. Acesta este adventul calendar. A fost sigilat, dar am avut probleme cu camera și l-am filmat cum l-am desigilat. Și din păcate mi s-a șters filmarea, dar dacă o găsesc sau o să recuperez filmarea, cu siguranță o să o pun. Cam așa arată. În spate avem produsele. Asta nu-mi place pentru că mi-arată produsele și numărul. Aici avem un suport ca să poată să stea așa. Ce mi-a mai plăcut la acest advent calendar este că pe el, cum era așa, deci eu am plătit 50 de euro pe el și mi-arată că sunt produse în valoare de 145. Nu toate persoanele au avut norocul meu să îl ia așa mai ieftin, pentru că am înțeles că acum este undeva 70 de euro sau îl găsești mai scump. Dar, ca să nu ne mai lungim, treceam la treabă și vedem ce se află în fiecare 24 de cutiuțe. În prima cutiuță, care o voi deschide, să vedem ce avem în interior, îmi plac și aceste cutiuțe că pot fi refolosite să facem propriu advent calendar. Deci o să am mare grijă la cutiuțe. În prima cutiuță avem un ser pentru ochi, Augen Serum de 7 ml. Cam așa arată. Așa. Cam așa arată. 7 ml este pentru dimineață și pentru seară, pentru ochi. În următoarea cutiuță, numărul 2. Ce nu-mi place este că e foarte greu să scoți numerele de aici. Ori mi se întâmplă doar mie asta. Așa, la numărul 2 avem o cremă Supreme Hyaluron Creme de 20 de ml. Este tot așa pentru seara și dimineața, pentru față. Deci așa arată. Cam așa arată. Așa, la următorul număr, numărul 3, avem o cutiuță mare, vedem ce avem în interior. Avem o cremă de corp de 100 de ml, deci chiar avantajos, de struguri. Așa arată. Și mi se pare foarte ok că are chiar 100 de ml. În general găsești în advent calendar 7-8 ml, ceva de genul. În numărul 4, foarte gold, wow, la numărul 4 avem o mască, de fapt două măști, Premium 50 Fair, deci cam așa arată, deci două măști. La numărul 5, Să vedem. La numărul 5 avem o cremă intensivă pentru gât. Sunt curioasă să le probez, pentru că până acum sunt lucruri ok și nu avem un preț foarte mare. Deci eu cel puțin l-am luat cu 50 de euro și avem produse în valoare de 145. Deci nu o să mai calculez eu prețurile, pentru că deja prețul este pus de Bipa. Aici avem tot așa o cremă de noapte, are 20 de ml, este de aplicat noaptea, mai exact. Așa, arată. La numărul 7, wow, la numărul 7 avem, mi se pare că este un ser de față, cred că este un ceva de soare, de protecția soarelui. Se aplică până la 3 picături și cam așa arată. Sunt 5 ml. Ia să vedem ce ne mai așteaptă. La numărul 8, care avem așa o fundiță la numărul 8, avem finish, un make-up în 10 ml.
cam așa arată. La numărul 9. Numărul 9 arată exact numărul. La numărul 9. Avem un gel de curățare în 50 de mililitri. Wow! Așa arată. La numărul 10. Wow, ador cutiuțele astea așa cu auriu. La numărul 10 avem... Wow! Două măști cu vitamina C. Deci o ții 3 minute pe față. Vitamina C. Asta chiar vă să o provez. Cât mai curând. Numărul 11, să vedem ce avem. Wow, avem un șampon cu keratină, un șampon organic, 75 de mililitri mai exact, cam așa arată. Are un grad ridicat de reparare și este organic, mi se pare. De 75 de mililitri, chiar super. La numărul 12 o cremă în 15 ml. Este pentru, tot așa, pentru dimineață și seară, după ce ne spălăm pe față, ca această cremă și cam așa arată. Pentru a-ți întineri pielea. La numărul 13. Este ceva mic, zic eu. Nu este așa mare. A, nu, chiar este o cremă de 15 ml. Este o cremă de zi. Este pentru dimineață. După tot așa, după ce ți cureți fața, poți să o aplici. Așa, să trecem la numărul 14. Care este aici. Și avem în interior ceva mic. O cremă de 7 ml cu vitamina C. Este o cremă pentru ochi care se aplică și dimineața și seara. O cremă cu vitamina C. Așa arată. Numărul 15. Numărul 15 este ceva mai greu. Să vedem. Este o cremă de 24 de ore. Tot așa, după ce vă curățați fața, se aplică, are 20 de mililitri. Așa arată. La numărul 16. Îmi plac cele gold. La numărul 16 este din nou o mască. Avem o mască, de fapt două. Deci să zic o mască, dar voi să știți că sunt câte două, sunt separat. Deci puteți să le utilizați de două ori. Este o mască fără parfum. Este o mască de față, bineînțeles. Așa arată. Așa. Trecem la numărul 17, care este chiar aici. Avem un cadou și mai greu. La numărul 17. Aha, la numărul 17 avem din nou un șampon cu cafea. Este tot așa un șampon organic. Este de 75 de ml. Deci o să am, cum să provez, două șampoane din acest calendar. La numărul 18. Este chiar aici. Ce repede se duc cadouașele. Eu deja eram foarte entuziasmată, dar mai am câteva. La numărul 18 avem o cremă de mâini care are 50 de mililitri și cam așa arată. La numărul 19 deja avem La numărul 19 avem ceva greu. Wow! Avem un gel de duș, 100 de mililitri, de struguri. Wow! Uitați ce frumos arată!
Sunt foarte fericită. La numărul 20 avem ceva, ceva ușor. Să vedem ce ne mai surprins. Aha, avem din nou o mască. V-am zis că sunt, am spus, sunt două. Din nou gold. Este o mască cu ulei de avocado. Super. Super. La numărul 21. Cadouaș. Mai greu. În ce avem în interior. Wow. Avem o perie. Avem o perie organică. Cam așa arată. Aici scrie că este organică, dar nu. Ia se focalizează. Cam așa arată. Deci voi chiar ați vrut să mă uimiți. Deci chiar am rămas surprinsă. Chiar îmi place acest advent calendar. Numărul 22. De ce mai am doar două cadouă așa în afară de asta? Numărul 22 este o cremă, toate în una, crema soluție, este în 20 de mililitri. Este tot așa de dimineață și de seară. Da, super. Și penultimul cadou, din păcate, vedem, este un ser pe care se aplică dimineața și seara pe față. Cam așa arată. Să vedem ultimul ultimul cadouaș. Ce este în interior? Un duș. Deci după ce am avut șampon, mască, creme, perie, dar și un ruș. Este un ruș cu magnet. Deci capacul are magnet. Deci mi s-a părut ciudat că nu puteam să-l deschid. Și este un ruș care are magnet. Să vedem ce nuanță. Aha, e o nuanță de roșu. Deci cam așa arată. Super drăguț. Super drăguț. Deci ăsta a fost ultimul, din păcate. Deja l-am terminat. Dar eu am fost foarte încântată. Chiar dacă a fost un advent calendar de 50 de euro, au fost în interior produse de 145 de euro. Au fost, v-am spus, în cantități mari. Au avut de la șampon, cremă, ruj. Deci chiar tot ce ai nevoie de la un advent calendar. Eu una sunt fericită că l-am cumpărat și l-am probat. Am spus să iau un advent calendar care are produse mai scumpe ca cel care vi l-am prezentat de la Lancome, care l-am cumpărat la 95 de euro și avea în interior produse în valoare de 407 euro. Și pe cel de la Asam Beauty, care l-am cumpărat cu 50 de euro și are în interior produse de 145 de euro. Mă așteptam să fiu dezamăgită, mă așteptam să nu-mi placă, dar, per total, deși nu mă așteptam, sunt foarte mulțumită. Cu voi a fost Violeta, asta a fost video de astăzi. Vreau să vă mulțumesc celor care v-ați uitat la videourile mele, chiar unii mi-au scris și păreri. Vă mulțumesc celor care au dat like, care au distribuit și cei care s-au abonat la canalul meu. Sper să faceți asta în continuare, sper să vă placă ceea ce postez. Vă mulțumesc pentru vizionare încă o dată. Vă pup!